Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Marvel Avengers. Știu că a trecut ceva timp de când n-am mai făcut un video cu jocul ăsta, pentru că n-am jucat doar povestea și după aia contentul care urma nu prea a fost cine știe ce și am zis, bă, bine, nici jocul nu prea a fost cine știe ce după ce termin povestea. Dar lăsând asta deoparte, jocul a tocmai primit un detail mare update și o tonă de schimbări, încât poate lucrurile vor fi mai pozitive în viitorul acestui joc. Hai să vedem că avem un mare DLC pe care trebuie să jucăm acum, și anume DLC-ul cu Black Panther. Da, a fost băgat Black Panther în joc, a fost băgat o campanie nouă, cum s-ar zice. Desigur că pe lângă Black Panther avem și Hawkeye și celălalt Hawkeye. Deci sunt doi de Hawkeye băgați în joc. Nu știu exact cum intri în partea de poveste, cred că așa aici, uite, Part 4. War for Wakanda. Stai așa puțin, mi se nu duce în greșit. Ah, ok, astea sunt celelalte campanii. Deci e campania prima, part 2 e Taking Aim, part 3 e asta. Am încercat să joc campania și sunt câteva mici momente ok, dar nu prea senzaționale. Așa că o să facem direct ăsta, să vedem care e treaba cu War for Wakanda. O să facem probabil serie cu el. Așa că, sincer, sunt curios să văd cum se prezintă. Știi, ar fi drăguț să vedem dacă se prezintă binișor DLC-ul ăsta sau sal. Este gratis și drept. Deci dacă aveți deja cum se cheamă jocul, nu trebuie să mai faceți griji. For a moment, my king. Wow. Your father gave me that much respect. As did your father. Ce sunet așa tare? Long ago. Vibranium. Amitya plunged into the land of Wakanda. Wakanda was not an advanced nation then. It was a group of warring tribes. The meteor brought them together because it contained the metal we now call vibranium. Whoa. Vibranium made Wakanda. With it, we advanced. We repelled outside forces. We connected with our past and our Panther God. You challenged your uncle to become the Black Panther. But you were born to be king. Oh. Not all can do both. Not all receive past blessing when they do. You made a difficult choice, closing Wakanda's borders when you thought your friend had died. Oh. I do not begrudge you it, but this new threat is different. You have no idea how far these people will go to take what they desire. A corruption has followed in the wake of Ulysses' claw, made of the vibranium that keeps the heart of Wakanda beating. And that corruption is spreading. Only one man now stands in its way. Oh shit. You. Not at all. Deci practic ce lucra AIM cumva a ajuns și în Wakanda într-un fel sau altul? În ceea ce înțeleg eu aici? Cam așa pare, acum sper să nu greșesc. E și asta o posibilitate foarte, foarte mare. Oh, shit! Mi se pare amuzant că este atât de avansat tehnologizat, dar tot cred în spirite și zei. Clear. Let me set the next charge. Sunt cercetele, cred că la maxim, atât dau puțin mai încerci, puțin la voci și chestii. Batman? Ești tu? Stare că eu să văd cum e construit DLC-ul ăsta, că celelalte erau destul de simpluțe. Oh god. What the fuck? Oh shit, e o panteră! Săracul de el! Oh! Vezi să nu zgări! Dude, chiar se comportă ca Batman. N-arată rău costumul, arată chiar super fain.
Ok, destul de simplu. Ok, să mă duc repede să verific setările și revin imediat. You let him go? Stai așa. Yes, of course. Stai așa. Ok, am vrut să verific că totul e pus cum trebuie. For now. Won't he warn the others? And still they will be at a disadvantage. Bine arată jocul ăsta. He will lead me to his friends, then to the leader. The Claw. Ooh. Oh, îl căutăm pe The Claw. Sau ceva genul ăsta. Oare să fie de fapt ăla lui, cel mai nașpa prieten al lui? Am uitat cum îl cheamă. Killmonger? Sincer, ce drept, trebuie să recunosc, spre rușinea mea, n-am văzut nici acum filmul cu Black Panther, așa că tot ce știu eu despre Black Panther sunt chestiile de acum 100 de ani. Pe care le urmăreai la televizor. În cel cu Incredible Hulk sau ce mai era pe acolo. Dar cred că de alte filme animate. Dar rest nu cred că am stat să urmăresc toată treaba cu el. Adică știu care e schema cu el, dar nu cunosc toate chestiile. Cum spuneam mai devreme, mi se pare ciudat că e un popor atât de avansat cu vibranium și chestii. Dintr-o dată s-a gândit, aia să credem înapoi în zeități, că de ce nu? What the fuck? Wow. With me. A, Claw e, de fapt, nu e Claw, gen gheară. Claw e, așa se cheamă facțiunea asta. Ok, wow. Overcharged enemies. When they have more resistance, okay, you'll happen to have more resistance. Combat overcharge with sonic gear. Sonic infused attack. How many times? Deci un nou stil de atac. Oh, hai că am făcut treabă. Oh god. Mai țin minte tastele. Oh god. Sheesh, okay, asta nu e foarte ușor de bătut. Okay, block. Dăm cu jump-uri, că e mai practic. Încă a rămas efectul ăla puțin dubios al jocului. În care, stai așa, încercăm să ne revenim puțin. În care ți se pare că te bați cu aerul de multe ori. Ok, am pus bombele alea ca să mă asigur că treaba e mai practic așa. Oh shit, execute! Cu toate că jocul arată destul de bine, singura, cred că, problema așa mai majoră când vine vorba de combat e că tot ai senzația că lovești aerul. Ok, măcar suntem safe acum. Am reușit să scăpăm ligereanul. Hai să punem ăsta target pe el. Hop! 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 Oh, perfect dodge! Am că ne descurcăm! N-ai treabă! Dar l-am cam aruncat pe bobiță asta lejerean undeva la cucamă căi. Deci cu cât atacăm mai mult, cu atât avem sonic damage. Adică na, ce de vibranium, după cum știm, e un conductor foarte bun de sunet. Okoye, nice! I have cleared the camp. Searching it for intel. Should I tell Princess Shuri? Ooh. She will receive the after action report. Oh, deci ce drept, T'Challa nu este cum se cheamă, n-are vocea aceluia din Avengers, gen din universul Marvel cu filmele. Bine, de fapt oricum tot ce e în jocul ăsta nu prea are treabă cu tot ce e în filmele Marvel. Asta e ceva ce multă lume nu înțelege. Some kind of sonic cannon. Claw is targeting the shield around the city. I need to get there fast. Dar nu sună rău nici vocea asta. I am going there now. Ok. Ia zi-mă, domnul Black Panther, care este schema? Mă, îmi place așa designul lui overall și cum se simte. E nice, e nice. E, tot rămân la Thor ca și d-astea, dar merge. Sună o panteră. Beast of the Chosen. You should have brought more. Amă, că începe să mă pricep acum. Opa. Shit. Leave this place. Ah, aveai și heavy attack-uri de astea așa. Auleu. Prea multe dălea, frate. Bombe pe jos și prostii de genul ăsta. Opa, stai așa. Hop! We can't keep this up. Stay down.
O, m-a prins, Firar. Trebuie să încerc să scap de ăștia, dar nu reușesc și îmi dă ăsta auton de damage. Oh, God. Sper că încerc să mă depărtez lejer de ăla, că altfel n-am cum să se rezolvă băieți prea bine. Oh, God. Ținta cealaltă, Bob. Stai că avem și range, parcă. Atât. Bine, măcar că ăștia doar trag cu bombe. Putem să-i luăm și cu ăstea, n-ar fi o treabă. Ok, turbo. Mamă, fița are atacul de râs să-ți fie. Dai cu bombe. Oh, crap. Hold X. Oh, shit, ăla-i chest-ul. Nu voiam pe chest, că ne duc la touch. Fără mișto, am crezut că l-atacă sau ceva. Ok, hai că l-am îngenunchiat. Am pus la pământ. Nice. Sper totuși ca Marvel Guardians of the Galaxy să fie mai ok. Ținând cont că o să fie doar un single player game, cred că o să fie făcut mai cum trebuie. Numai că din păcate nu cred că o să aibă atât de multe motive să-l rejoci, să zicem, dacă e să o luăm așa. Pe cum ăsta, cam pe asta s-a mizat cea mai tare. A vrut să-ți dea content și după. No. Send your forces to the shield. That is where Claw's men will be headed. I know another way. Huh. Oh. A way you have not shared with the Dora Milaje? A way? Do you know the way? Somewhat begrudgingly. You will enjoy this, Okoye. Mare parte movement-ul e asemănător cu al lui Captain America, dacă să iau așa. Captain America, dar cu Black Widow. Okoye, corrupted vibranium has spread to this part of the jungle too. Hmm. How is it moving so quickly? Opa. I do not know yet. It must be destroyed. Deci asta e problema cu Corrupted Vibranium, ăsta crede, cum am zis, de experimentele celor de la AIM. Dă cu bombele astea așa lejera, nu? Ce de-aia n-avem gear pe tăceala, băiatul meu nu prea are gear, deci vă dați seama că damage-ul nu prea e la casa lui. Oh, da, chiar am uitat să-i mai trimis și un aer, știi? Că poți să faci și asta. Și poate să fie mai practic decât să te chinui cu simplele atacuri. Ok, măcar asta e clară treaba. Mamă, să distrugem porcăria asta. Păi, dar nu mai ai damage, care e ideea? Să vedem că pe aici mai e ceva. Haide-ți bucată de bolos, încă distruge-te. Ia, distrugem. Mă, nu vrea. E puțin mai greu, dar merge. Nu. Oh. This will cause permanent damage. I must be quicker. Păi și cum vrei? Așa? Aia n-a funcționat. Te aștepți că se ducă explozia, nu trebuie să ataca prostul. This fire is shielded when in this state. Huh? Oh, deci când e în flăcăr doar poți să-l ataci. Și câte fițe, bă, pe bolovanul ăsta. N-am mai văzut o piatră cu atâtea pretenții de când mă știu. Bă, dar ce poți să o atac numai cu porția, nu înțeleg. Deci mi se pare dubios că... Mi se pare foarte dubios că are fițe, gen piatra asta, să zicem. Și că nu putem să o atacăm permanent. Asta e iarăși o altă chestie super dubioasă. Gen, de ce mai dai misiunea? Are numai anumite părți unde poți să dai damage, cred. Deci de-aia trebuie să te învârți cumva în jurul ei mereu și să te adâncești cât mai departe în nucleul ei. Aha, are sens. Time to open my shortcut. Shortcut? Ce e asta? Ne folosim ceva teleportare? Ia, că m-a făcut curios. Pare că tastează pe ceva, dar nu tastează pe nimica, dar... Înțelegeți voi. Oh, shit!
That never gets old. I will admit it. That was very nice. It is not every day I earn praise from the leader of the Dora Milaje. Sunt fel de trib sau ceva? Cred că e un fel de trib al lor. Îți dai tribul normal pe care îl are el și tribul ăsta, cred că ceva prietenie. Poți să te sui pe unde vrei? Sau nu, nu prea ai cum să te sui cu ăsta pe unde ai tu chef. Deci cred că trebuie să găsim un drum până acolo. Nu suntem totuși până la urmă, nu suntem Thor, știi, să ne putem duce doar până acolo. Sau Hulk, să ne cocoțăm așa cum avem noi chef. Avem totuși niște legi pe care trebuie să le cum zic, respectăm când e vorba de fizică și cum merg lucrurile. Bine, și cu toate cât de modificat o fi Black Panther acum. Oh, stai așa, puteam să facem asta? Ah, te poți prinde de suprafețele astea. Ah, ok, nice, nice, nice. Bine de știut. Aera. She does. All potential Black Panthers do. I have not seen this cave since I was training with my uncle. Like stepping into a memory. Deci aici s-a antrenat ceilalți Black Panthers. Puțin lor, dacă e să o luăm așa, ca să știm cum funcționează treaba. Oh, stai așa. Și cât am înțeles, DLC-ul undeva la vreo 3 ore, deci mă gândesc poate să-l și facem. Adică, comparativ cu DLC-urile de la Assassin's Creed, măcar ăsta să aibă o poveste decentă. Oh, shit, loot. Bine, să nu uităm primul rând că, na, până la urmă este un joc cu loot, deci trebuie să căutăm o tonă de genul ăsta de chestii. Ah, da, chiar, hai să ne uităm. Loot. Unde suntem, unde băgăm character, loadout. Oh, au schimbat interfața cum arată. Ah, dar asta e blocată. Hai că avem aici ce putem folosi. Teragonul. Avem niște gear aici pe care putem să-l punem. Poți să-i dai gen equip best? Aia zic. Oh, ai și takedown-uri diferite pe care le poți pune. Oh, marketplace, curios ce e la marketplace când e vorba de skin-uri. Oh, are niște skin-uri interesante. E skin-ul din Avengers? Cred că ăsta e. Ia, asta e skin-ul Avengers. Am înțeles că a băgat și skin-ul... Oh, uite, rare skin. Preview. Oh, ok. Asta arată nice. Îl vreau. Adică vreau să-l iau. Merci. Exotic outfit. Asta pare a fi Thor din... Ah, uite, Marvel Studios Endgame. Da, asta e din Endgame. A băgat și skin-ul din Endgame. Ce fain arată. Asta e tot din Endgame? Nu, și asta e tot în Endgame. Pentru că mi-a apărut doar părul și sal. Endgame? Asta e tot din Endgame. Așa mai vii de acasă, gelule. Acesta e tot inventarul pentru Black Panther. Foarte drăguț. Uzi mai multe skin-uri decât credeam. Uite și pe ăsta, lol. Ce skin-uri, bă, băiatule. Ok, și-au băgat parcă pentru ăștia, nu mai multe. Aha, uite că au băgat mai multe. Legendary suit. Am vrut să verific și partea asta. Scuze că opresc momentan flow-ul poveștii, dar eram curios de aspectul ăsta, că n-am mai intrat în joc de foarte, foarte mult timp și eram puțin așa curios. Asta e din Black Widow, asta e din Endgame și restul sunt ce avea ea oricum. Văd că le-au mai băgat niște culori așa să fie, știi? Asta e ce trebuie. Ia, asta e ce trebuie. Se pare că oricum poți să farmezi și cu banii din joc să-ți cumpere astea, dacă nu mai știu sigur. Parcă așa funcționa ideea jocului ultima oară când am auzit de el. Sau bine, nu chiar. Trebuia să fie parcă și ceva microtransacții să-și scoată băieții banii, ținând cont că toate DLC-urile erau moca. Băi, nu spune că trebuie să mă duc... Ah, ok. Credeam pentru secundă că va trebui să pun două obiecte pe acolo. The hours I spent in this room, the bruises. Ok, trebuie să țopăim pe toate. Opa. Wrong. Nu? Uncle Seyan was always changing this puzzle. Păi stai, frate, de unde să trebuie să știu ordine? Încep de sus, gen, trebuie să fie fața de panteră? Deci nu e asta. Nu e nici asta. Unde e fața de panteră, bro?
Nu, aici, aici. Uite aici, asta e? Yes. That one I remember. Fața de panteră și triunghiurile dubioase sau romburile, ce-o fi. Nu e asta, nu? Nu, nu, nu. Deci ori ar putea să fie apa, ori triunghiurile dubioase. Acum depinde în ce ordine se duce. Ah, stai făcută mișto. Oh, oh. Ups. Stai așa, sunt o puțină viață, că nu prea o ducem bine. A, n-a vrut să activez abilitatea. Oh, triunghiurile dubioase. Asta e? Nu. No. Deci, we go again. Deci, cred că e apa următoarea. Traverse the cave. Oare asta e extra? Ceea ce fac eu acum e extra, oare? Bine, nu zic că nu m-ar deranja să fac chestii extra, dar sunt curios dacă e extra sau e story. Că pare că ținta mă trimite în altă parte. Hai să facem-o totuși, dacă e extra, poate e fain. Poate primim ceva bun, știi? Măcar pornim cu un avantaj în povestea asta de DLC. Dude, camera! Mi-a întors camera, foarte ciudat. Ok, îmi trebuia ăla cu apă. Parcă. Care nu e aici, ci cred că e ăsta de jos, nu-i așa? Uai, nu e ăla cu apă pe aici? Oh, mai e una și sus acolo de tot. Ok, stai așa să vedem. Ar putea să fie și aici. Opa, așa. A, uite, apa. Ok, apă. Moving on. Da, munți. Ok, unde avem munți? Munți, n-avem aici. Uite, munții. Perfect. Munți și triunghiurile. If my uncle could see me now. Triunghiurile. Na, nu să lea. Pare a fi un fluture triunghi, deci nu să stea aici. Aici trebuie să fie. Da, asta e. Boom. It is open. Nice. Finally. Îmi place că am mai schimbat puțin puzzle-uri, nu mai sunt doar simple chestii, distruge aia și sal. Ok. Hold. When she grew older, Shuri came to stand there beside me. But ultimately, it became my duty to challenge Uncle Sayan in combat. Și l-a omorât pe un chizu, nu mai țin minte care a fost treaba. Oricum, știu că în film moare Taixus sau așa și de-aia devine el Black Panther. Dar aici nu știu cum funcționează treaba în story-ul ăsta, nu cred că ai explicat vreodată în joc. Ori ni se zice mai încolo, ori cine știe. Da, sunt borcanul ăla, ok. Hai să întoarcem tot cea treabă. Deci înseamnă că am venit degeaba aici. Mie mi s-a părut că pe aici ar trebui să o luăm. De-aia am și venit aici. Dar știi cum e, bine că am explorat să vedem care e treaba. Poate, na, găseam ceva făinuț. Să punem să ne echipăm lucrurile bune. Cred că prin niciun schimb fără cască am văzut ceva. To walk this as the Black Panther. My uncle did his best to prepare me for Midnight Claw. I hope I do not let him down. Holy shit. Ok, asta poate fi o secvență destul de blană. Huh. Asta chiar a fost o secvență destul de blană. Cu călătorit așa pe aici. Yo, what up? Ia zi-mi ce zici acum. I wonder what uncle would think about all this. Dude, prea mult vorbești de unchi tu. Lasă mai moale. It is clear Ulysses Claw fancies himself a technologist. A sonic cannon. Perhaps the one thing capable of taking down Wakanda shields. Oh, e un tren. I underestimated the length to which he will go to obtain vibranium. Deci Claw ăsta e cel care voia parcă să invadeze Wakanda și să ia tot vibranium. Uite-ți minte, e un gaju cu vreo gheară dubioasă, de-aia toată farmura lui se cheamă, toată armata lui se cheamă Claw, parcă. I remember when they modernized the technology behind. Avea o mână metalică, parcă, sau ceva. Uncle was vehement that it still looked the same as it did a thousand years ago. What in boss name? Uai, a furat vibranium? Nu? Oare asta s-a întâmplat? Oh, boss fight. Miroase a boss fight. Ia să vedem. Boss fight?
Oh, never mind, stai qui cineva. Mă întreb cine? Oh, iote. Ceva roboței dubioși pe jangheni. Jesus. So urâți mai sunteți. Wiu! Bombițe! Mamă, dar bombițele ăla cam rezolvă pe băieții ăștia mei. Perfect. Ah, oh, stai că mai apare, am crezut că e gata treaba. M-am înșelat. Ar trebui să mai dăm și cu heavy attack-uri de-astea, că facem mai multe valuri. Și am crezut că am dat dodge pentru o secundă. Nice. Ok, e bine că le dăm cu valul ăsta de atac. Cu shockwave-ul ăsta. This room used to be for sparring with other prospective Black Panthers. To set the fire in this way. Claw and his minions must be stopped. Clawe. Bashenga wanted every new Black Panther to remember why he received the title. Oh, stai așa. Ok, credeam că e ceva mai diferit. Deci e doar pur și simplu că e lore stuff. That media became the vibranium mound that overlooks the Golden City. Asta e gen istoria lor. Dar e fix aceeași chestie pe care ne-a zis-o deja la început, deci ok. Ce avem aici? Oh? Avem niște simboluri dubioase. Cum aștept la orice. Solve the puzzle. Wait, what? Wait, și cum tragi în alea? I have forgotten some of the ancient symbols. Oh. Oh, stai așa, stai așa. Calmează-te. Mă, dar stai puțin, stai puțin. I will start again. Oh, astea simbolurile. Oh, asta e ordinea, cred. Deci stele, cerc, romb. Stele, cerc, romb. Oh. Deci, stele. Cerc. Romb. Și mai era după romb? Am uitat. Oh, romb și ultima e asta. Oh. Nu eram sigur dacă mai era ceva între sau nu. Ou, care este aici. Du-te-n bun la asta. Bashenga ate the heart-shaped herb and Bast blessed him with the powers of the Black Panther. Bine, de fapt puterile Black Panther sunt numai din costum și scheme, dar rest nu cred că e ceva supernatural aici, nu? Parcă așa era. Yoi! Okoye, I am through. Shit! Avengers? The Avengers? What are outsiders doing in Wakandan airspace? I let them in. Cross men made it to the city border and you are not here. I will deal with the Avengers later. First, I must take Cross Sonic Cannon offline. Wow! Ăla cred că e muntele de Vibranium. Okoye, have the Dora Milaje and the Avengers keep Claw's men busy. Draw their attention away from the cliffside. Oh shit, băieții. There won't be a problem. But if the shield comes down, they can help you. Stop him! He can't get to the cannon! I have aim agent. We don't have much time before. Nu știam care sora asta. I must hurry. What you doing, step
Step Panther, bro. Ah, firar. Hai cu capcanele. Yo. Yo. Cred că putem să ignorăm pe băieți așa, nu trebuie să ne batem cu toți acum, trebuie doar să ajungem la obiectiv. Ah, am crezut că e de one shot. Am crezut doar. Du, ce atacuri mișto are Black Panther ăsta, fără mișto. Fără mișto, bro. Ok, mai avem cumva să ajungem pe aici. Sper că o luăm în direcție bună, că pare că se cam termină drumul până acolo, nu știu cum să zic. Opa. Îmi place că noi oricum ignorăm inamici, am bătut 2-3 pe drum și cam aia a fost. E, obiectivul ce drept cam ăla e, să ne ducem direct încolo, nu să ne și batem cu toți acum. Hop, hop. Hop, hop. Ia zi, domnul Tănculeț, ce facem cu tine acum? A, uite, să dăm un peticul ăla dubios. Hă? Guess Claw wasn't exactly. Crossbones. Ah, yeah. Am crezut că e Taskmaster iarăși. Hey, Panther boy. The fuck is ăla? Oh. Are scut? What now? Hmm. Now you face yourself. Crossbones at you, sir. I'm a placa. You want this to hurt more? Way more. Are you always this well-spoken? Opa. Nah, darling. I pulled out all the stops for the kitty king. Oh, fuck. Strange. Do the Pantera. Last words, crossbones. Let's switch things up. Okay, acum pot să-i dau în ăsta. Keep hitting. This is hilarious. He is shielding the cannon. Oh. Ah, trebuie să-l umplem pe el de chestii. Hop. Ah, tu m-a prins, nu? Ah, fuck. Am apăsat totuși pe dodge, dar nu cred că a fost îndeajuns. As you wish. Ok. Bun. Vino încoace. N-ai tu pe să vii încoace, bro. Eu pot să te lovesc de aici. Cum să faci exploiter, boys? Dude, facem exploituri de alea nesimțite deja. Mă simt groaznic. E și deștept AI-ul, nu-i cel mai deștept AI. I know how to take a punch, Cat King. Yeah, but run from it at least. I can't let you do that. Slime peek. Damn that dodge, what the fuck? Let's try something new. Ooh. Not going down that easy. Zici tu? You are not what I'm after. Oricum tankul vrem să distrugem, exact. You gonna do this all day? Okoye, the cannon is down. Merge. Oh shit, s-a dus ăla. Păi, prinde-l. Maybe next time. Okoye, bring the Avengers to the palace. Ok. Mă, până acum DLC-ul nu pare rău, pare destul de ok-iș. Da, este destul de scuffed, dar... merge. Nu e ca și cum avem alte jocuri mai faine de jucat, sincer să fiu. Și mie îmi place, mai ales că e cu Avengers, de ce să nu fie fain. Oh shit, e ca aia din film. Put your weapons down and your hands up. We're here to see King T'Challa. Good. Because he wants to see you too. Bine, acum nu putem să ne plângem prea mult, ce drept, trebuie să luăm în considerare că DLC-ul ăsta cred că a fost făcut în timp de pandemie, deci nu se putea face o treabă mult prea grozavă dacă e să o luăm așa. Dar, overall, nu e rău, adică e ok.
Ce de nu le-am și ca și pe celelalte să fac o comparație cu celelalte DLC-uri, dar dacă se compar cu campania, se vede că este, sau ce puțin încearcă să fie ceva cât de cât apropiat de campanie. Cu cinematice mult mai multe și mult mai ok decât ce au fost în celelalte DLC-uri, că era partea a doua, partea a treia și chestii genul ăsta. Acolo nu prea erau cine știe ce cinematice. Am jucat doar jumate din ăla și n-am întâlnit cred că unul sau decât unul sau două. King T'Challa. Oh, ia e, tipa cu ghearele. Do you know why AIM has taken a sudden interest in my country? It likely has something to do with us stealing a very powerful weapon of theirs. And destroying another one. Mm-hmm. I see. Oh, the beast arată. Any comfort? You did not lead Advanced Idea Mechanics to our doorstep. We've been swatting them like flies for weeks. So you know about the corrupted vibranium? Uh-huh. What it can do to things. And people. We are working on a treatment for those affected by it. And are narrowing down its source, but how do you know about it? Because we've seen it outside of Wakanda. That's not good. Mm. Okay, gotta go through the chat to deal with this. Means Ulysses Claw is doing more damage than we anticipated. He's the head of AIM operations here. From the information we've gathered, he's deeply entrenched in the black market vibranium trade, like his father was. You're not concerned. Only by his sonically based technology. It disrupts anything made of or powered by vibranium, including our shields and scanners. Mm-hmm. But AIM will not be cloaked forever. I can promise you that. We believe that technology has something to do with the corruption. Then we made it just in time. Ah, to offer help. Evident. Ask for yours. Now that we know AIM's involved, we can give you information, if you need it. But vibranium is your specialty. Map the locations of corrupted vibranium outside of Wakanda. We need to know how far it has spread and plan a dispersal method for medical treatments. I'm on it. Hmm. Have a look around. You can see what we are already doing to fight Claw and AIM. And hopefully make ourselves useful. Cred că asta e de fapt baza de operație pe care avem în DLC-ul ăsta. Mi se pare că mereu ai câte o bază Rogers, nouă. Mm-hmm. Can you meet me in my lab? You will find it to your right. I'm on my way. Ok. Ok, nu e rău. Baza arată nice, nu pot să mint. Chiar arată foarte fain. Chiar acum sunt sincer destul de curios de DLC-ul ăsta. Așa că oameni buni, dacă v-a plăcut acest video din Marvel Avengers DLC-ul cu Black Panther, știți foarte bine ce aveți de făcut. Nu uitați să dați like, subscribe, share și comment. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa!